care ne-am întâlnit. Există multe inițiative politice, multe dorințe. Dacă acestea nu se concretizează într-o structură serioasă, rămân la nivel de dorințe. Mie îmi place să fiu și în online, pe Facebook și la televizor, dar am învățat suficient de mult despre politică să știu că îți trebuie o echipă de oameni, îți trebuie structuri locale, îți trebuie demersuri instituționale, dacă vrei într-adevăr să construiești o alternativă la ce este în acest moment. Motiv pentru care ne-am apucat serios de treabă cu Pro-România, nu doar că partidul, după cum știți, există, este înregistrat, îndeplinind toate formulele legale, însă astăzi, practic, am avut prima întâlnire cu reprezentanții, cu coordonatorii județeni, pentru că nu avem președinți încă la nivel județean, ci avem coordonatori. Ne-am apucat foarte serios de treabă în ceea ce privește structurile locale. Am stabilit întâlnirile regionale, batem țara și dacă ne-am apucat de treabă, ne-am apucat serios. Adică facem și comunicare, facem și critică, dar facem și programe, soluții. Cred că lumea în acest moment nu mai e nevoie să le zicem noi ce rău e Dragnea sau Dăncilă. Oamenii cu mintea la ei și cu dorință de lucruri serioase vor să vadă soluțiile concrete pe care le propunem. Ne-am stabilit congresul, primul congres al Pro-România, 20-21 octombrie, bineînțeles, la București, că așa este cel mai ușor din punct de vedere logistic. Până atunci vom avea întâlniri regionale, 8 întâlniri regionale. Colegii mei pe care i-am prezentat la momentul lansării partidului, fiecare cu un domeniu de responsabilitate, trebuie să finalizeze agenda de bună guvernare pe care vrem să o dezbatem, să o adoptăm la congres și cu care, practic, să mergem mai departe în evoluția Pro-România. Și toate aceste lucruri țin de efect, de faptul că este un demers serios, este un demers care nu își propune doar să critique pe cineva, criticăm pe cei care greșesc. Și lăudăm pe cei care fac lucruri bune, dacă fac lucruri bune. Nu este niciun caz un demers cum să ne întoarcem noi în funcții, domnul Câmpeanu, ministru, domnul Constantin, viceprim-ministru, eu, șef, pe nu știu unde. Pur și simplu suntem, reprezentăm acea parte importantă din oamenii care au votat în 2014-2016, care au votat PSD-ALDE, care au votat un program în care am crezut și care acum ne dăm seama că am fost înșelați, că actuala guvernare este o guvernare care greșește grav și nu se referă la lucrurile care sunt într-adevăr importante în zona de guvernare și că, din păcate, nu există în acest moment o alternativă nici din partea PNL, nici din partea altor partide. Așa încât, repet, ne-am apucat de treabă, vom fi prezenți, facem ceea ce trebuie, să venim cu soluții, cu oameni și cu proiecte în mod concret. În plus, față de acest lucru, mai vreau să vă spun că am avut ocazia să discutăm și vom avea, vedea săptămâna viitoare, de pe 3 septembrie, când începe sesiunea parlamentară. Din punctul nostru de vedere, sunt câteva teme extrem de importante, care au fost complet trecute în planul 2 de evenimentele, evident, din 10 august, de tot felul de fumigene care se aruncă pe scena publică, asasinate și așa mai departe. Toate acestea sunt, nu știu, unii râd, mie nu mi se pare nimic de râs. Mie mi se pare că este extrem de grav, pentru că am dat memoria, din 2015 am fost avertizați că poate să existe un asemenea fenomen. Știu că am pornit atunci construcția unei strategii. Strategia a fost adoptată în 2016 de guvernul care a venit după noi. În 2018 vedem pur și simplu un masacru al animalelor oamenilor și un masacru aberant. Prefecții care sunt șefi de masacre sunt de o incompetență și de o incapacitate de a înțelege și de a discuta cu specialiștii în domeniu. Mie mi-aduce aminte de anul 2005, când a fost gripa aviară, când au fost masacrate păsările oamenilor. Atunci de domnul Flutur. Acum
acum actualul guvern, care sigur are alte preocupări, pur și simplu face ceva ce nu e, repet, nu e în atenția media, pentru că oamenii afectați, nu știu ce, neapărat cei care consumă mai media sau rețele sociale, să reprezintă un fenomen extrem de negativ și noi vom veni și vom propune, sperăm să ne asculte guvernul, ANSVSA-ul, implementarea unei strategii care să îi salveze pe posibil pe acești oameni din cazul în care lipsa de seriozitate și de profesionalism i-a adus în acesta. În al doilea rând, iarăși nu s-a discutat despre rectificarea bugetară decât în termen de poate, se poate, fără domnul Iohannis. Acolo, referitor la instituțiile de apărare și securitate, sigur, legea spune foarte clar că nu se poate. Dar nu asta e important. Noi ne-am uitat cu ochii unor oameni care au făcut rectificări bugetare și vreau să vă spun două lucruri pe care o să încercăm să le ridicăm ca și probleme în Parlament. În primul rând, nu s-au alocat deloc resurse pentru autoritățile locale în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor structurilor aflate în subordine autorităților locale. O să aveți în septembrie, o să avem în septembrie mii de oameni care lucrează în structurile locale și care nu au bani de salarii. Evident, nu s-a alocat absolut niciun leu pentru niciunul din proiectele locale sau naționale. Și s-a mai întâmplat un lucru care nu s-a mai întâmplat din marea criză, din perioada crizei din 2010. Se prevede în ordonanța de rectificare ca guvernul să ia bani din trezorerie, acea rezervă care pentru toți cei care știu ce înseamnă guvernare, sunt banii aceia pe care îi ții, ești obligat de altfel să îi ții pentru situații de criză, să-ți acopere 4 luni de importuri sau să-ți acopere plata datoriei.